Asculți Avocatul tău la Radio Terra Nova. Pași spre cunoaștere. Bună ziua și bine ai venit la emisiunea Avocatul tău. Sunt Ana Maria Rață și, așa cum deja te-ai obișnuit, sunt gazda acestei emisiuni. Emisiune care își propune să descifreze tainele vieții din punct de vedere juridic, și să ofere un ghid în lumea complexă a dreptului. Indiferent dacă te confrunți cu probleme juridice personale sau doar vrei să fii la curent cu noutățile din domeniu, ești la locul potrivit. Voi explora subiecte variate, de la relațiile de familie la lumea afacerilor. Deci, rămâi cu mine pentru câteva momente pline de informații juridice. Fii pregătit să te educi, să te informezi și să te simți în siguranță. Dacă am vorbit până acum de regimurile matrimoniale, am vorbit despre divorț, cu toate consecințele sale, astăzi voi vorbi de un aspect care se pune în discuție în cazul separării soților, și anume autoritatea părintească. Ce este autoritatea părintească? Autoritatea părintească, sau în limbaj popular, custodia copilului, se referă la dreptul părinților de a avea grijă de copiii lor, și de a lua decizii în privința vieții copilului. Autoritatea părintească poate fi împărțită între părinți, autoritate părintească exercitată în comun, care este regula, sau poate fi acordată doar unuia dintre părinți, autoritate părintească exclusivă. Vă rog să aveți în vedere că stabilirea autorității părintești este de regulă în comun, doar în situația în care un părinte este total absent. Sau exercită acte de violență asupra copilului, violență fizică, psihologică, sau în altfel de situații specifice care dăunează interesului copilului, se poate stabili o autoritate părintească ex exclusivă. În rest, instanța de judecată, chemată în cazul în care părțile nu se înțeleg, va stabili de regulă o autoritate părintească comună. Aspect care presupune că ambii părinți sunt implicați în luarea deciziilor privind creșterea și educarea copilului. Așa cum am spus, autoritatea părintească poate fi decisă de către părinți prin acordul lor, în cazul în care pot merge la notariat, sau de către un judecător, în cazul în care părinții nu pot ajunge la o înțelegere. În cazul în care părinții nu pot ajunge la o înțelegere privind autoritatea părintească, Spun că cel mai bine în negocierea acestei situații se, pricep, se poate apela la un avocat specializat. Acesta vă poate oferi sfaturi și vă poate ajuta să obțineți cel mai bun rezultat posibil pentru copil și pentru părinți. Un alt aspect important de reținut este că decizia privind autoritatea părintească trebuie să fie luată, așa cum am spus și inițial în interesul superior al copilului. Din experiență în astfel de situații, am observat faptul că, în lupta lor, părinții uită cel mai des de copil și îl utilizează pe acesta ca un obiect de schimb sau pentru a manipula celălalt părinte. Dacă cumva vă regăsiți în această situație, nu cred că vă poate ajuta un avocat, pentru că, în esență, autoritatea părintească se stabilește în interesul superior al copilului și nu al unuia dintre părinți. Instanța de judecată va lua în considerare nevoile și interesele copilului, precum și relația copilului cu fiecare dintre părinți. În plus, pe lângă autoritatea părintească, se poate discuta și despre stabilirea unui program de vizită pentru părintele cu care copilul nu locuiește în mod constant. Denumit în termeni juridici, părintele nerezident. Acest program trebuie să ia în considerare programul de școală și activitățile copilului, precum și disponibilitatea părintelui. Dar despre toate aceste aspecte, spun eu că cel mai bine vom vorbi într-o emisiune viitoare. Ideea de emisiune s-a născut tocmai din întrebările pe care le primesc, fie de la cunoscuți, fie de la clienți. Mulțumesc încă o dată că m-ai ascultat și ne auzim data viitoare.